Până urmă, am încheiat o dezbatere împreună cu mediul de afaceri, cu reprezentanții mediului de afaceri și, bineînțeles, al diverselor asociații privind întreprinderile mici și mijlocii, pe codul fiscal, pe proiectul de cod fiscal. Am fost soțit la această dezbatere organizată sub egida Senatului de domnul secretar de stat Cătălin Peciu, secretarul de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii și mediul de afaceri de la Ministerul Energiei și IMM-urilor. Și pot să subliniez câteva concluzii. În primul rând, lucrul cel mai bucurător. Toți cei care au luat cuvântul au salutat acest proiect de cod fiscal, neezitând să-l denumească în diferite feluri, ca fiind unul pur capitalist, ca fiind unul adevărat liberal. Și sigur că acest lucru mă bucură personal și cred că nu numai personal, că trebuie să ne bucure pe toți cei care privim către zona economică cu interes și cu preocupare. Acest cod fiscal este așteptat pentru că cu toții considerăm că fiscalitatea în România a avut de suferit în perioada 2009-2010 prin introducerea unor taxe și impozite care au frânat creșterea economică, care au facilitat evaziunea fiscală, care a devenit un fenomen foarte amplu și consideră că aceste măsuri vor avea numai darul stimulării creșterii economice și prin urmare a locurilor de muncă, dar ele trebuie să fie însoțite și de o reducere de evaziune, a evaziunii fiscale, a dimensiunii evaziunii fiscale. Cei care au participat astăzi la discuții au venit cu diferite propuneri în acest sens. Unele din ele le puteam anticipa, altele le avem și noi, să zicem așa, pe masa de lucru. Le-am vorbit astăzi despre o sugestie pe care vreau să o înaintez Ministrului Finanțelor, ca să fie inclusă în codul fiscal, în nivelul cod fiscal, și anume, având în vedere că deja în România funcționează cota unică de 16% de bună bucată de vreme și nu au existat niciun fel de reclamații, să spunem, sau solicitări, că ar fi prea mari, să nu mergem mai departe cu reducerea cotei mici de la 16% la 14%, ci să menținem cota la 16%, dar simultan să venim cu un regim de reduceri fiscale pentru cheltuielile pe care familiile le fac cu copiii în învățământ, deci cheltuielile de învățământ să devină deductibile, cheltuielile pentru asigurările de sănătate să fie deductibile și cheltuielile pentru pensiile private să devină deductibile. Sigur, într-o anumită măsură, nu poate nelimitat. Cred că în acest fel vom introduce anumite mecanisme mai rafinate, mai inteligente, care să stimuleze cheltuirea banilor în direcții care sunt utile economiei și care degrevează bugetul de stat. În măsura în care, de exemplu, familiile își vor putea finanța cheltuielile cu învățământul, bugetul de stat va fi degrevat într-o măsură apreciabilă cu aceste cheltuieli sau pentru sănătate, cei care vor să aibă asigurări de sănătate sau pentru pensie. E bine, sigur am preluat propunerile de care vă vorbeam. Unele din ele sunt probabil și realizabile, altele nu întotdeauna. Una din propunerile care mi s-a părut cea mai interesantă este aceea de a scuti de impozit timp de 2 ani tinerii întreprinzători, cei care își pornesc propria afaceri. Și cred că este o măsură oportună pentru a stimula gustul și riscul pentru a întreprinde. Avem nevoie de o clasă de întreprinzători, avem nevoie de afaceri care să pornească, care să fie ajutate la început și care, sigur, după aceea, când ajung într-un regim de croazieră, cum s-ar spune, să poată să intre în regimul normal economic pe care îl au și celelalte întreprinzători. Sigur că am insistat asupra a doi factori. În primul rând, odată cu introducerea noului cod fiscal,
trebuie să știe toți întreprinzători că măsurile de combatere sau de sancționare a evaziunii fiscale vor fi mai aspre, pentru că dacă avem un astfel de regim fiscal redus, nu mai este acceptabilă sub nicio formă evaziunea fiscală și este, dacă vreți, un semnal de atenționare foarte serios pe care îl trag. Este necesară o năsprire și voi susține năsprirea măsurilor de sancționare a evaziunii fiscale. Al doilea lucru pe care l-am subliniat în discuția cu reprezentanții întreprinzătorilor a fost acela al asigurării unei stabilități fiscale pe termen lung. Așa cum cota unică, iată, are în momentul de față 11 ani și nimeni nu a îndrăznit să se atingă de ea în decursul acestor 11 ani, așa mi-aș dori ca actualul cod fiscal, actualul proiect, să fie un proiect pe termen lung, care să asigure stabilitate și predictibilitate pe afaceri. Acesta este și motivul pentru care am propus opoziției PNL-ului, speță un consens. Crearea unui consens pe acest cod fiscal, în așa fel încât să nu existe riscul ca odată cu alternanța la putere, dacă ea s-ar produce, modificările se survină imediat. Sigur că eu imaginez că va fi și destul de greu pe actualul cod fiscal opoziția, în speță PNL-ul, să se opună, pentru că este un cod fiscal ultraliberal, reprezintă o terapie de șoc liberală de care economia are nevoie. Dar sigur că deciziile politice nu ne aparțin și de aceea am propus să facem o discuție, să creăm un consens, pentru că mi se pare cea mai bună atitudine politică pe care o putem avea, așa de încât să garantăm stabilitatea acestui pachet legislativ de măsuri economice, pentru că, practic, suntem dincolo de zona fiscală, pentru o perioadă îndepărtată, o perioadă îndelungată. Acest lucru fiind un stimulent clar pentru cei care vor să facă investiții, și aici mă refer atât la întreprinzătorii români, cât și la cei străini. Trebuie să știm cu toții că România se află într-o competiție acerbă pentru atragerea de investiții. Nu suntem singura țară care ne dorim investiții. Cu toții, în această zonă, toate țările au nevoie de investiții și atunci acesta ar fi un factor cheie care ar putea să garanteze celor care doresc să investească în România că legislația nu se va schimba și să fie un element puternic de stimulare, probabil mai puternic chiar și decât nivelul scăzut al taxelor. Stabilitatea și predictibilitatea sunt lucrurile de care au cea mai mare nevoie cei care sunt în zona mediului de afaceri. Am convenit ca această discuție, sigur, să fie reluată la un moment dat. Vom analiza împreună cu Ministerul de Finanțe propunerile pe care ne-au fost avansate. Și aici l-am și pe colegul meu de care v-am vorbit, domnul secretar de stat Cătălin Beciu, care este foarte activ în acest domeniu. Vedeți cel cu cravata roșie, eu am pus cravata albastră. E ordonat. Da? Și dacă doriți să-l întrebați și pe el anumite chestiuni, sunt absolut convins că va sta la dispoziția dumneavoastră. Dacă mai aveți alte întrebări. N-am nicio ezitare, dar vă spune că sunt extrem de benefice. De ce? Pentru că n-am vrut să fac o lecție de economie. General nu-mi place să dau lecții, dar în cazul de față vă pot spune că reducerea TVA-ului va permite reluarea creșterii consumului. Consumul este unul din factorii cheie și unul din motoarele de creștere economică și vă pot spune încă ceva, că în cazul în care încasările din TVA vor rămâne pe aceeași linie ascendentă, adică vor depăși mai mult decât sunt pe linie ascendentă, depășesc nivelul prevăzut în buget de încasări, atunci este foarte posibil ca măsura de reducere a TVA-ului să intre mai devreme în vigoare, probabil chiar de la mijlocul acestui an. Negociere nu. Am făcut niște discuții în acest sens. Există la nivelul Partidului Liberal Reformator o totală deschidere pentru realizarea unei construcții politice care să fie
Dumnezeu a treia forță politică majoră pe scena politică românească și din ceea ce știu, există și la APC dorința de a analiza această formulă. Suntem într-o fază preliminară, nu am început niciun fel de negocieri. Este normal ca fiecare dintre cele două partide întâi să analizeze intern, să sondeze terenul, să vadă care este și disponibilitatea sau care nu este disponibilitatea pentru un asemenea proiect politic. Eu consider că el ar fi foarte util pentru că este nevoie de o forță liberală cât mai puternică pe scena politică românească și dovada o aveți cu codul fiscal. Imaginați-vă ce ar fi fost un guvern fără liberali, fără cei care au legătură cu economia, fără cei care avem o experiență economică și, sigur, și politică și care am împins lucrurile în sensul în care îl vedeți astăzi materializat de propunerea de cod fiscal. Domnule președinte, ce cheltuieli în ceea ce privește învățământul ar putea fi deductibile? Dați-mi câteva exemple să înțelegem, pentru că avem de-a face și cu învățământul privat, unde este acolo cumva suporta statul o parte din cheltuieli. Nu. Deci, în orice țară evoluată, civilizată, funcționează în paralel cele două sisteme de învățământ. Sistemul de învățământ public, care poate să fie gratuit sau poate să presupună anumite costuri reduse, pentru că statul preia cea mai mare parte a costurilor, și învățământul privat. Pentru cei care doresc să își trimită copiii la școală, școală însemnând în general, poate să fie învățământ liceal, poate să fie învățământ superior, o parte din cheltuielile cu învățământul să fie deductibile fiscal. Quantumul nu putem să, nu pot să-l avansez acum, pentru că trebuie să vedem care este impactul pe buget. Dar, ca să dau un exemplu extrem, dacă e puțin probabil, de exemplu, să acceptăm costuri de 100.000 de euro sau dolari pe an cheltuieli deductibile pentru învățământ, dacă cineva vrea să-și trimită copilul la cea mai puternică universitate americană, da? Nu. Trebuie să găsim o zonă rezonabilă care poate să însemne ce? Un ajutor din partea statului pentru cei care au venituri medii, venituri foarte mari și care doresc să-și trimită copiii la școli bune, care le asigură un viitor în viață. Vă anunțăm cât o să încep. Vă pot spune. Bine? Mulțumesc foarte mult!